Salutare, la o nouă masă, niște lucruri noi așa am găsit, am aici o cafea, sare de un caz de cât trebuie și niște chefir. Am sushi de la eu, sushi mai calitativ, pur și simplu, n-am luat de la Tesco sau de la Morrison, acesta e restaurant și rețea specializată anume în produse de genul sushi, gyoza, e japonez restaurantul și e calitativ, pentru că și e scump, e de vreo două ori mai scump la ei sushi-le. Ca de obicei și am decis așa niște sushi și niște lucruri care nu le-am mai gustat, ceva nou pentru mine. Da, de să vedem ce am luat. Ei au foarte multe, dar acelea vegane n-am vrut să le iau, pentru că doar orezul e același orez peste tot. Plus eu aici am aceleași legume cu castraveți ce mai este. Dar cel vegane nu au ori cu tofu, ori pur și simplu cu legume, ceea ce mie nu-mi place. Da? Eu mi-am luat pe preferatele mele, mi-am luat cu somon și cu piept de pui, pentru că cu creveți de mare mie nu-mi place, creveță nu știu ce știi ce. E că așa am luat spicy, ambele, spicy chicken casserole și spicy, crunchy spicy salmon roll, e că așa două, una și a doua, da? Ele ambele sunt iuți. Ambele îs cu maioneză sriracha, ambele îs cu dista, cum îi spune, pudră schichimi, care tot e iute, da? Doar că care cu piept de pui, avem cu varză și cu castraveti și care cu somon, avem pudră încă de piper roșu, da? Și e cu avocado. Asta e cu castraveti, asta e cu avocado. Nu, asta e standard California roll. Și plus în adaos avem ceapă prăjită, că să fie crocant, da, în comparație. Încă așa e. Este cu piept. Și somonul. Să vedem că pudra de chili deasupra și ceapa. Da, și maioneză sriracha, desigur iute. Da, să vedem. Asta de piept, ce se aude. Cât costă? 5,50. 4,70. Somonul e mai scump. Ai? Asta e. Ok. E bun. O 8 jumate. Anume e crocant, orezul e moale și simte că e mai calitativ. La Tesco, dacă îți luai o caserolă de asta, dar nu era de două ori mai ieftină. Era 3 lire, 50, ceva de genul. Ok, de să vedem cu somon și avocado și cu ceapă prăjită deasupra. E iute, apropo. Pudra asta chili, iute, maioneza sriracha, iute, plus sikimi, pudra asta, mă arde, mă ieși în gât, știi? Tare, tare. De somon mai tare îmi place. Mie somon foarte mult, oricum îmi place. De somon aș zice că e pe 8 jumate, dar ei au de la eu sushi încă și mai mari roli care mai tare îmi place. Sunt mai mari, mai groase, încă mai moi. Tot cu somon și cu avocado, doar că sunt mai mari și sunt mai moi. Și alea sunt încă mai buni și alea sunt generi pe nou, dar tot de la ei. Foarte bun, calitativ, îmi place, sunt foarte mulțumit. Ok, deci din ce mai am aici așa la testet. A Krispy Kreme a apărut ceva gogoș nou. Am luat așa unul, se numește Cookie Dough, da, avem ciocolată deasupra, bucăți de ciocolată praf deasupra, fursec bucăți și în interior e o cremă de aluat de fursec.
vă arăt crema, pur și simplu, McTowie. Merge așa la o foame. Când 7. Au gusturi mai bune. Nu e mai bun. Sincer. Așa. Să puteași mai bine. Mult mai bine. Ok. Și am aici ceva. Și am pus ochiul odată. Dar n-am ajuns să-l gust. Pentru că nu era a doua. Ceva Jamaica. Apropo. Să știți, da? Dacă sincer. Un pic de sare n-ar încurca deloc, dacă sincer. Parcă nu e destul de sărat așa. Adică un piculeț, doar un piculeț. Vreau să un pic așa mai dulce, mai sărat. Îmi place. Caribbean Sunrise, ceva așa mai exotic, am zis gust, Jamaican Fruit Cake Slice. Avem o felie de coptură de fructe, așa e. Așa mai într-o parte un pic. Ce avem? Făină, zahăr, uleiuri. Avem stafidi, cireșă, glazurate, ou, curanți 3% și mix de scorțișoară, imbir, nutmeg, cardamon, mai scurt ceva Jamaica, ceva așa mai specific. Am vrut să gust de mult timp, nu mi-ajungeau mâinile niciodată pe acolo, prin zona aceea. Odată am trecut și am văzut și nu le-am cumpărat după asta și așa mă gândeam când o să ajung să le gust. Ne zidem cum e? E moale? O, cum miroasă! Cake? Încă așa e? Moale. Așa dulce, pufos. Nu-i rău. Și parcă ar fi avut și nu știu ceva. Da. Nu-i rău, nu-s dezamăgit. Deloc chiar nu-s dezamăgit. Pe un 8. Dar cel mai interesant e că am vrut întotdeauna să gust așa ceva. Pâine de banană sau cum? Banana cake slice. Banana bread. Tot poate fi luat în considerare. Cu banană, într-adevăr, e scris chestii. Celeși ingrediente. Da, să vedem. Nu miroase ce nu știi ce puternic anume a banană. Dar am vrut să gust. Pentru că mie cu banană îmi placă tare lucrurile. Ia. Interesant, dar aș spune că e cel mai bun lucru care l-am mâncat în viața mea. Gustoșel, dar și e lipicios, cum ați stă în gât. Dacă nu bei cu ceva. În general merge așa pe un 8. Nu știu cel mai rău lucru care se putea. Poftă bună!
La mine a fost tot pe acest clip. Ne vedem în următorul.